încheiem această seară mulțumind încă o dată părintelui profesor pentru efortul de a fi făcut să se deplaseze în România și iată să ne pună la dispoziție un subiect de reflecție. Sunt teme foarte interesante. La liturgică, în anii 3 și 4, se discută despre acestea, dar odată în plus și sunt aici de acord cu părintele profesor Dumitru Banca, când spune că e un bun material de studiu pentru studenți. Da, deci va trebui, ca să putem pune întrebări, să putem căpăta și răspunsuri, să citim întâi ceea ce avem pus în față. Este o revenire la vechea tradiție, sunt surse care sunt invocate și asta ne poate fi foarte de folos. Ca să nu mai lungim foarte mult vorba, un singur aspect aș vrea să mai enunț aici. Cartea, pentru că e prezent în sală și editorul și e bine să spunem lucrul acesta, este și un ajutor care poate fi dat facultății. Cartea se găsește la vânzare afară, iar promisiunea editurii este că 35% din ceea ce reprezintă vânzările vor fi cedate bibliotecii noastre în natură. Adică câte cărți s-au vândut, 35% vor fi cedate, donate bibliotecii. Deci vom avea îmbogățită și biblioteca noastră cu această carte și zic eu că e un lucru admirabil, lucrul acesta. Deci dacă vă veți gândi să cumpărați cartea, gândiți-vă că o faceți și în beneficiul facultății în care studiați sau în care ați studiat. Este, zic eu, un lucru cu care puteți să ajutați. Dincolo de faptul că v-ați folosit astăzi de cuvintele acestea și de informațiile care ne-au fost puse la dispoziție. Mulțumim așadar încă o dată. Mulțumim autorului. Mulțumim traducătorilor. Mulțumim prefațatorului. Dar și editurii care este prezentă astăzi în facultatea noastră. Vă mulțumim însă și dumneavoastră pentru faptul de a vă fi consumat timpul ascultându-ne astăzi aici și zic eu că nu e fără de folos ceea ce aflați. Vom încerca să mai aducem oameni care au ce spune, pentru că, iată, sunt lucruri pe care le putem învăța. Deci vă mulțumim pentru timpul pe care ni l-ați acordat ascultându-ne și fiind astăzi împreună cu noi. O seară plăcută tuturor! Mulțumim.